mi se părea că am avut meciul în mână, din păcate am pierdut la ultima aruncare, cum a dat la partida. Ne-am sabotat singuri. Se poate și spune și așa, dar sabotajul nu s-a pus pe final. Pur și simplu nu ar trebui să primim o echipă care eu consider cel puțin pe el este inferioară, să ne dea 94 de puncte acasă la noi. Dacă lași echipa ta asta să te simți aproape de tot meciul, să te conducă, să conduci la puțin, pe final orice se poate întâmpla. Am câștigat meciul așa la ultima aruncare, acum trebuie să și pierde, pentru că așa e basket, trebuie să te pățești pe anul. Ce a făcut totuși diferența? Nu știu ce să zic. Mi se pare că asta, apărarea trebuie să fie mult mai strânsă, să știm ce jucători ar trebui apărați la ce capitol din jocul lor și să fim mai atenți și mai focusați. Cum se schimbă datele probleme după acest rezultat? Suntem încăpezători, cum am spus, considerăm că ne suntem superiori, așa că avem, zic eu, la fel de multe șanse să închidem seria la Galați, acum în două meciuri. Înainte am spus să închidem doar într-un meci, acum trebuie să stăm 40 la Galați, câștigăm ambele meciuri, zic că este foarte posibil, nu posibil, probabil. Da, posibil, zic, nu probabil, posibil. Și suntem încăpezători în continuare, trebuie să ne regăsăm după meciul ăsta, care l-am condus până la ultimul fluier la propriu,